Salutare, dragi prieteni! Hristos a înviat și Paște fericit! Ediția de astăzi mă găsește tot aici, la Miami. Continuăm seria emisiunilor Coffee and Cream despre românii de succes de la Miami cu unul dintre cei mai importanți oameni din lumea afacerilor imobiliare de aici, din Florida, cu vânzări de peste 500 de milioane de dolari în clădiri ale unor branduri ca Ritz, Four Seasons, Trump și multe altele. Aici în Miami s-au construit unele dintre cele mai luxoase clădiri din lume, însă despre toate acestea ne va povesti nimeni altul decât Dan Maza. Bună seara, Dan! Bună și seara, bine ai venit la Coffee and Cream! Bine te-am găsit! Mă bucur tare mult să-mi beau cafea împreună cu tine și știu cu siguranță că sunt foarte mulți români acasă care visează să-și cumpere o casă la Miami, inclusiv subsemnata. Așa că vom primi informații foarte prețioase de la tine în această seară. Sigur, cu mare drag! Cum ai ajuns în America? Știu că te-ai mutat de când erai foarte mic, în 1977, împreună cu familia ta. Câți ani aveai? Când am venit în New Jersey, aveam 10 ani și am venit cu frații și tatăl meu și mama, numai cu planul să stăm pentru vreo 2 săptămâni. Dar... Ți-ați venit în vacanță inițial? Corect, da, aveam rude aici în New York și am decis să stăm permanent. A fost o decizie foarte bună din partea familiei. Și tu câți ani aveai? 10. Pentru că mă întrebam de ce, cum de vorbești atât de bine românește. Am revenit, adică era un timp anumit care nu vorbeam așa de bine și am avut foarte multă practică, în special după ce m-am mutat în Miami, că sunt foarte mulți români aici și comunitatea a ajutat foarte mult să mă reîncadrez ca să reînvăț limba din nou. Serios? Deci cumva o uitase și ai reînvățat-o datorită comunității da, românești? Da, foarte multe cuvinte, deci cum sunt foarte mulți români care plec în străinătate, deci vorbesc jumătate, adică jumate în limba română, jumate în engleză. Și, nu, tu chiar vorbești extraordinar și te felicit pentru asta. Mulțumesc. Pentru că știu cât de, cât de greu este să îți păstrezi cumva limba maternă impecabilă în momentul da. În care vorbești de dimineață până seara într-o altă limbă și chiar visezi în limba respectivă. Spun că chiar sunt curioasă, visezi în engleză sau în română? În engleză. E clar. Da, engleză, da. Dar m-a ajutat foarte mult ca să învăț și alte limbi. Limba română m-a ajutat să învăț spaniola și portugheză. Înțeleg și nițel italiană, dar m-a ajutat foarte mult și îmi pare bine că am reținut-o. Da, noi am învățat spaniolul de la telenovele, să știi, în România. Da, știu. Spune-mi, îți amintești ceva din România, din perioada aceea? Da, am emoții și mai țin minte unde am copilărit între Vatra Luminoasă și Iancului, am locuit în sectorul 3. Deci în București? Da, 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 exact. Și ne ocupam cu foarte multe lucruri prin cartier, cum sunt toți copiii și a fost o experiență foarte unică. Ce ți s-a părut șocant când ai ajuns în America prima oară? Deci, tine, prin ochii tăi de 10 ani. Țiu minte... Din Vatra Luminoasă în Manhattan. Da, deci primul lucru care eu țiu minte foarte clar este faptul că ne-am dus la supermarket. Deci venind dintr-o țară comunistă unde stăteai în linie pentru pâine, pentru ouă, lapte, etc. Și intram la supermarket aici și aveam mii de variante, deci era un lucru incredibil, adică o altă lume, total. Îmi imaginez. Da. Magic, cumva, nu? Da, exact așa. Exact și așa. Părinții tăi cu ce se ocupau? Tatăl meu era inginer electric și mama era inginer chimist.
și s-au adaptat imediat? Au decis în două săptămâni să... Nu, deci treaba cu vize și drumul spre Statele Unite a fost decis 2 ani înainte, dar noi am aflat numai vreo 2 săptămâni înainte să plecăm, copiii. Planul era făcut. Da, deci era un parcurs deja pentru mult timp, dar noi nu știam despre treaba asta. A fost o treabă minunată când ne-a spus că ne ducem în America, cum ar fi să ducem pe lună. Cam așa. Mi se părea pentru mine la vârsta aia. Ai făcut școala la New Jersey, pentru că în New Jersey v-ați mutat. Da, da, corect. Deci, practic, v-ai intrat în clasa a patra, nu? În New Jersey, când ai ajuns. Corect, da. Nu știam nimica, nu știam un cuvânt în engleză. A, și atunci ai învățat engleză. Da, eu cu frații mei și am învățat și imediat ne-am adaptat și până în ziua de astăzi, noi între noi vorbim mai mult engleză decât vorbim limba română. Pentru că... Ei aveau 6 ani la timpul respectiv. Erau și mai mici decât. Da, exact. Sunt geme. Ce ți-a plăcut cel mai mult în școala americană? Copil mic fiind. Faptul că erau foarte mulți oameni din culturi diferite și cartierele unde ne duceam și unde am locuit erau foarte, foarte frumoase, casele respective, parcurile, tot era foarte spațios și frumos și curat. Deci, ai făcut școala în New Jersey până la ce vârstă? Până la 18 ani. Și după 18 ani am plecat în Pennsylvania și am intrat la Penn State University pentru 2 ani. După aceea... Și ce visai să ajungi? La ce universitate ai mers? Penn State University se cheamă universitatea. Și am intrat ca să fiu inginer. Cum? După tata da. Și mama. Dar nu era chemarea mea. Și după vreo 2 ani m-am lăsat și am schimbat universitatea la Mansfield University, tot în Pennsylvania, care era mai mică, și m-am încadrat în Business Administration. Cum a fost universitatea? Ai făcut parte din vreo frăție? E ca în filme? A fost ca în filme? Da, a fost parte din... Dormit la dorm, la cămin, cum se spune în românește. Da. Este atât de wild precum ni se arată în filme. Frăția, da, adică sunt niște alfa, beta, mega. Da. Lambda Chi Alpha se cheamă. Aha. Lambda Chi Alpha. Și a fost o experiență incredibil de diferită, dar rămân până în ziua de astăzi prieten cu foarte mulți frați de acolo. Deci ați rămas frați, așa vă urmă. Da, exact. Ne cunoaștem, vorbim, unii suntem foarte apropiați unul cu altul. Și, dar e adevărat că în momentul în care intri într-o astfel de frăție trebuie să dai un test, te supun unor... Da, este ceva fizic și psihic care trebuie să-l dai și unele sunt prostii, altele nu. Da, ok, asta este... treci peste, dar a fost ceva diferit. Așa, și după universitate ai ajuns pe Wall Street direct? Nu, am lucrat în New Jersey pentru o firmă de asigurări și după vreo 2 ani am plecat la New York și am lucrat în zona de Wall Street, acolo sunt foarte multe firme de asigurări. Și am lucrat pentru AIG, pentru Aon, pentru Zurich, Crawford & Company, și am avut un succes destul de bun. Deci, practic, ai lucrat pentru companii de asigurare pe Wall Street. Da, exact. Era Wall Street atât de extraordinar, precum... Da, atunci era atunci erau vremurile când era genul ăla de filmul cu Wall Street când erau bani foarte... Făcea toată lumea mulți bani? Da, în special oamenii care erau în finanță, în stock market, în asigurări.
acolo erau banii cei mai mulți. Și ai lucrat din 1990, nu? Din iunie, pe Wall Street, până în septembrie 2001, când s-au întâmplat atentatele de pe 11 septembrie, da, când turnurile gemene World Trade Center s-au prăbușit. Da. Un eveniment care a schimbat viața americanilor pentru totdeauna, inclusiv pe a ta, pentru că ai luat o decizie, ai luat decizia de a-ți schimba viața. Ai fost acolo? Ai văzut ce s-a întâmplat? Da, eram în drum înspre muncă, deci eu locuiam în Hoboken, care este pe partea râului Hudson, la vest de Manhattan, și eram pe Buck când primul turn era în foc, avea incendiu, și al doilea... Dar s-a auzit? Am văzut când s-au prăbușit clădirile, efectiv, pentru că Buck-ul s-a întors înapoi în parcul din Hoboken, Frank Sinatra Park, și de acolo ne-am uitat și am văzut când s-au prăbușit ambele clădiri. Ce ai simțit? E foarte greu să explici o treabă de genul ăsta, deci este... Ai înțeles ce se întâmplă? Da, înțelegea cineva ce se întâmplă? Da. Deci, am înțeles mai mult cam vreo oră după ce s-a întâmplat treaba, când am auzit că sunt alte avioane care erau în drum, unul spre Washington DC, încă unul care a lovit în Pentagon, tot în Washington, și nu se știa dacă mai sunt și altele. Erau avioane de vânătoare care zburau la fiecare 15-20 de minute, timp de vreo săptămână întreagă, deci a fost un eveniment incredibil de dificil și pentru mine și familia, pentru că erau foarte mulți și prieteni care lucrau în New York City atunci. Vă era frică? Adică te gândeai că se poate întâmpla în orice moment? Da, oricum. Normal, că nu se știa. Nu se știa care este pasul următor. Unde se duce de aici și dacă mai este încă un alt atac. Și ce ai decis? Cum? Te-ai dus acasă? Ai zis? Și da, a fost o pauză de vreo câteva zile, câți oamenii au început să se reîncadreze. Partea de Wall Street a fost închisă timp de vreo 3-4 luni bune, pentru că erau incendii subterane acolo timp de vreo încă 20-30 de zile după ce s-a prăbușit. Cum s-a simțit trauma asta colectivă? Deci, pentru toți oamenii care erau aici, era un fel de lucru care au adus oamenii mai aproape unul de altul, și familiile, și prieteni, și toată lumea. Vreo lună mai târziu, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact, americanii au atacat Afganistan, unde era Osama Bin Laden, și de acolo am intrat într-un război de 20 de ani. A fost un lucru foarte lung și diferit. Dar după vreo 2-3 luni eu am decis, pentru că am avut un vis să mă mut la Miami de mult timp, m-am gândit să mă duc pentru vreo câteva luni să aflu despre ce-i vorba. Iar pentru 2 săptămâni. Ai decis să te muți în Miami. Mama ta avea un apartament acolo. Da, exact. Și nu folosea, okay, și l-am folosit pentru vreo s-a câteva luni. S-a terminat cu New York, da, cu visul meu, da, să plec la Miami. Da. Și exact. Te-ai dus. Câți ani aveai? Atunci aveam 33-34, dacă nu mă înșel. Da, cam așa. Și ai decis să nu te mai ocupi de asigurări, să-ți schimbi și cariera? Nu, la început nu. Am încercat să mă duc pe aceeași undă, dar aici nu sunt foarte multe firme, la timpul respectiv nu erau foarte multe firme de asigurări comerciale. Așa că n-aveam posibilitatea să-mi iau și un salariu foarte bun și pentru o firmă foarte bună. Un prieten de-al meu care se ocupa cu imobiliare m-a întrebat dacă vreau să-l ajut, dacă
am posibilitatea să-l ajut. Și i-am zis, ok, bine, hai să discutăm. Și am început să lucrez pentru el atunci, pentru vânzări rezidențiale în Hollywood, Hollandale, în zona nord de Miami. Și mi-a plăcut foarte mult, adică faptul că sunt afară, că ne ducem, vedem. Mie nu-mi place să stau în birou. Adică eu vreau să fiu afară, să simt lumea, să mă încadrez, să vorbesc cu oamenii, să văd despre ce este vorba și acolo îmi place să fiu. Ăsta e elementul meu. Te-ai simțit acasă. Da, exact. Dar ce are Miami de special? De ce visează toată lumea să se mute în Miami? Eu nu cred că cunosc un om care nu visează să se mute la Miami. Primul lucru este vremea. Adică vremea este foarte plăcută. Da, exact. Deci este o splendoare. Deci vorba este cea mai proastă zi în Miami e mai bună decât cea mai bună zi în New York. Bună asta. Și e adevărat. Da, și faptul că ai posibilitate să fii afară tot timpul, din punct de vedere de activități și pentru... Și din punctul de vedere al sănătății, nu? Da, exact, pentru tot, pentru că frigul nu ajută... Oceanul. Da, nu ajută. Nu ajută foarte mult când ai frig afară. Este un lucru dificil pentru organismul uman. După vânzări de 500 de milioane de dolari, felicitări și o poveste de mare succes. Mulțumesc. Muncă multă. Da. Ai ajuns aici, în punctul ăsta. Cum a fost drumul? Cum a început totul? Te-ai dus, ai început să lucrezi cu băiatul ăsta, nu? Cu prietenul tău? Da. Și de aici? De aici am stat cu el vreo 2 ani. Mai țin minte că am început la firma la Remax, care cred că este și în România. Este, da. Și am stat acolo vreo 5 ani. Atunci vânzările de clădiri noi au început să fie foarte multe la timpul respectiv. Deci eu mai țin minte în 2005-2006, dacă nu mă înșel, erau linii cozi afară de centrul de vânzări. O zi, două zi înainte să înceapă vânzările, oamenii dormeau afară. Wow, ca la, era să zic, ca la magazinul de telefoane. Ori pentru bilete de concert. Nu? E, și atunci am început să ne încadrăm și să băgăm mai mult advertisement dollars în... Să plătești reclamă. Da, exact, pentru reclame. Având în vedere că am avut un succes foarte mare cu treaba asta, am angajat niște asistente și alți vânzători și care ne-au ajutat să creștem. Am avut un succes foarte mare la vânzări de clădiri noi, care sunt vândute în plan. Deci, practic, așa ai început. Ai dus, ai lucrat cu prietenul ăsta, ați început să vă angajați, să faceți reclamă, să angajați cât mai mulți oameni. Corect. Care a fost prima ta vânzare și câți bani ai câștigat din asta? Deci, prima mea vânzare a fost undeva circa la vreo 200.000 de dolari și a fost un apartament în Hollandale, chiar la un client român. Wow. Și clientul român n-a venit drept la mine, ori era cineva care îl cunoșteam. A venit prin partenerul meu, băiatul ăsta, care nici măcar nu e român, e cec. Și având în vedere că el era român, mi-a zis, Dane, dacă vrei, ocupă-te de domnul. Am zis, ok, cu mare drag. Și asta a fost prima vânzare. Și mai sunt prieten cu el chiar până în ziua cu de astăzi. Cu tipul, cu românul? Da, exact. Acum locuiește în Chicago. Sud-estul Floridei, din Miami până în Palm Beach, a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani și continuă să atragă o comunitate internațională foarte diversă, din America Latină, Europa, Orientul Mijlociu, Nord-estul Statelor Unite, toate culturi foarte diferite una de cealaltă. Cum reușești să faci față clienților, de diferiți și cererilor lor?
ne-am obișnuit să avem un fel de listă de întrebări și de răspunsuri care sunt deja știute dinainte. Deci oamenii se încadrează pe aceeași undă, investitorii și cumpărătorii. Având în vedere că noi putem să anticipăm faptul că o să știm că întrebările astea o să fie predate, adică întrebate de clienții respectivi, formulăm răspunsurile înainte ca să putem să fim preparați aproape 90-95% cu răspunsurile respective. Dar oamenii au cereri diferite? Venim din culturi diferite? Da și nu, adică este numai din punct de vedere care este ținta lor. Dacă le trebuie pentru casă unde se mută aici ca rezidenție principală, ori vacation pentru vacanță, ori pentru investiție de închiriat și preluat chiriile mai departe. Nu este mai mult de astea trei categorii pentru proprietăți rezidențiale. Pentru comerciale este numai de investiție. Iar tot după cum ai spus, și vorbești foarte multe limbi și ți este ușor cumva să ai legătură cu clienți din diferite părți ale lumii. Da. Mi se pare incredibil, nu știu, vreo 5 limbi ai spus că vorbești. Spaniolă, portugheză, înțeleg inițial italiană și română și engleză. Portugheză, mi se pare, te-am auzit vorbind în portugheză și mi se pare absolut fascinant. Dar nu știu perfect, știu așa vreo 40-50% dacă mă străduiesc. Ești tu modest. Când mă duc în Brazilia și petrec o săptămână, două, cuvintele și gramatica începe să revină mai ușor. Și ai colaboratori din diferite, Miami, mă rog, fiind intercultural, internațional, ai oricum angajați din diferite părți ale lumii. Da, din Italia, din România, din Rusia, Ucraina, din Brazilia. Deci încercăm să avem cu cât mai mulți oameni care au posibilități să vorbească cu clienții în limba lor respectivă. Ceea ce e mare lucru. Da, poți fi pierdut în translation. Da, corect. Treaba este că oamenii care vin aici să cumpere, majoritatea din ei vorbesc engleză. Dar este o treabă de cultură, de conexie. Dacă poți să vorbești și limba lor, apreciază faptul. Am observat că e foarte important în Miami să știi spaniolă, pentru că cam peste tot unde te duci se vorbește spaniolă. Mi-a venit să cred când am... Pe Lincoln Road, de exemplu, la orice restaurant te duci, se vorbește doar spaniolă. Cu ospătarul nu te poți înțelege neapărat în engleză. Da. Miami este un fel... e gen... de oraș care este în Statele Unite din punct de vedere geografic, dar din punct de vedere de cultură ești și nu ești în Statele Unite. Ador treaba asta. Da. Și eu. La Miami. Și eu. Am observat că sunt foarte multe branduri de lux care au dezvoltat proiecte rezidențiale, aducând, desigur, notorietate clădirilor. Se vând ca pâinea caldă clădiri ca Porsche, Bentley. Eu doar aici l-am văzut. Mai există și în altă parte în lume? Da, adică dacă pot să am așa de o bază să cumpăr, Dubai. Din punct de vedere de investiții este inițial mai limitat pentru că este și deșert acolo. Deci ai orașul, dar în afară orașului nu este nimica. Aici când pleci afară din Miami ai foarte multe lucruri să faci. Asta sunt e clar, Miami orașe. Miami, da. Dubai e Dubai. Da, sunt și alte orașe. Fort Lauderdale, Palm Beach, Naples, Orlando, Tampa. Deci ai posibilități să te duci în foarte multe zone statul de Florida, pentru că e imens. Și ce au aceste clădiri în comparație cu celelalte? Cu celelalte clădiri care există aici? Deci, când este un brand name, firma care are brandul, pune ideile în planul respectiv, în finisaje,
în zonele comune de clădiri ca să poți să ai un alt nivel de servicii și de lux. Da, am înțeles că în Porsche poți să urci cu mașina la etaj? Corect, da. Deci parcarea este la etajul apartamentului. E o nebunie! Da, și este un geam de sticlă unde poți să te uiți să-ți vezi mașina din sala principală. Bineînțeles, doar în Miami. Și Bentley, de exemplu, ce nebunie? Da, este aproape același concept. Deci intri cu mașina în living room. Aproape, nu chiar, dar e acolo. Da, mi-ai povestit despre cineva care și-a pus mașina în living room, pe perete. Da, ce? Este un brazilian la clădirea Fendi, uh-huh, care a demontat un perete și a pus două coloane de oțel și a pus un Pagani Huayra montat ca peretele. Trebuie să iar un Pagani costă cât? O mașină. Acum am vreo 3-4 milioane, la timpul respectiv puțin. Era 1,5 milioane. Puțin, puțin. Exact. Cât costă un astfel de apartament? De cumpărat și cât costă să-l închiriezi? Dacă se închiriază. La Porsche și la Bentley încep undeva la vreo 4,5 milioane, 5,5 milioane de dolari, uh-huh, și se duc undeva la 8-9 milioane. Asta nu este inclusiv cu duplex penthouse, care sunt la 20 de milioane, 25 de milioane pe undeva pe acolo. Ele sunt toate pe plajă, la ocean? Da, clădirile sunt toate pe plajă, uh-huh, în locația se cheamă Sunny Isles, care este un fel de cartier parte din Miami. Bine, pentru mine, că sunt străină cumva de Miami, toată lumea, de exemplu, sunt în Sunny Isles sau în Fort Lauderdale și mă întreabă cineva de aici unde ești. Eu zic, în Miami. Nu fac diferența între... Dar văd că pentru voi, cei care trăiți aici, faceți foarte clar diferența între South Beach, North Miami, Sunny Isles. Da. De ce? Când ești aici, trebuie să ai comunicație cu prieteni, cu clienți și totdeauna unde ești? Ah, sunt în downtown Miami. Tu unde ești? În Sunny Isles. Ok, o să-ți ia vreo jumătate de oră să ajungi la mine. Ce da, deci nu este tot Miami. Nu, dar când ești în străinătate și vorbești de zona respectivă, zici Miami. Și inclusiv toate cartierele astea sunt parte din Miami. Care este cel mai scump apartament vândut vreodată în Miami? Pe metru pătrat, cel mai scump s-a vândut acum recent vreo 2 luni pentru 21 de milioane de dolari și erau vreo 200 de metri, undeva pe la 53 de... Doar 200 de metri? Da. 53.000 de dolari metru pătrat. Și este la Four Seasons în Surfside. Se cheamă Four Seasons Surf Club. Acolo a fost cea mai scumpă vânzare. Deci este pătrat. Mai scump decât în Fisher Island? Sunt comparativ proprietățile, dar e un alt gen, pentru că Fisher Island e insulă. Zilele trecute am mers cu Dan în Fisher Island să ne arate mie și surorii mele ce se construiește pe acolo. În Fisher Island trăiesc toți miliardarii Miami-ului. Da. Cine sunt oamenii ăștia? Cine cumpără pe Fisher Island? Există vreun român care a cumpărat vreodată în Fisher un apartament Island, nu, atât de scump? Dacă știu pe din afară, nu. Adică sunt români care au cumpărat la 2, 3, 4, 5, 6 milioane. Dar eu pot cumpăra? Pot să mă duc pe Fisher Island să cumpăr da, de la tine? Da, da. Orice om în Statele Unite poate să cumpere imobiliare. Sunt mai multe variante. Poți să cumperi pe nume fizic,
ori poți să cumperi pe firmă, pe LLC. Multe vedete internaționale au case aici, J-Lo, Usher, parterii, miliardari precum Frost și tot felul de miliardari excentrici. Îi putem vedea peste tot, pe bărci, la restaurante, pe stradă. Ai avut vreodată vreo astfel de cerere? A venit cineva la tine și ți-a spus vreau să-i cumpăr casa lui J-Lo sau mai știu eu a cui? Nu, n-am avut cerere de genul ăsta. Foarte mulți oameni cu care noi avem relații de business sunt mai mult CEO of companies și firme din străinătate ori din New York ori zonele astea. Da, dar totuși se știe. Trăiești de 22 de ani aici, știi o groază de povești. El e extrem de modest acum. Știu că știi foarte multe povești, nu știu. Cine a venit, cine și-a cumpărat, ce vedetă și-a cumpărat? Deci, acum, din punct de vedere recent, da. Messi a cumpărat la Porsche Taur acum vreun an. J-Lo cu Ben Affleck au cumpărat și o casă dacă pe Star Island, mi se pare că chiar mi-a arătat-o Dănuța. Da, Dănuța da. Este producătoarea noastră. Și acum recent, în ultima săptămână, Shakira s-a mutat înapoi. Da, Spania. Cu copiii, nu? Am da, citit. S-a mutat înapoi în Miami. Bravo. Și abia așteptam să se mute înapoi, din ce am înțeles. Sunt și foarte mulți oameni din Brazilia, din entertainment, care sunt aici, din Argentina. Mm-hmm. Foarte mulți brazilieni miliardari, de asemenea, da, nu? Da, foarte mulți, foarte mulți. Poți să spui că aici sunt unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii? Da, deci să ne gândim din punct de vedere de cerere, deci dacă, exemplu, într-o țară ai un cumpărător de o proprietate de 2 milioane, și concurența pentru proprietatea respectivă este numai persoana aia, aici ai de 10 ori mai mult. Mm-hmm. Ori mai mult. Vin mulți români să cumpere case la Miami? Destul de mulți, da. Majoritatea cumpără ca și investiție sau ca să locuiască sau de vacanță? Și una și alta. Noi ne ocupăm nu numai cu Miami, dar ne ocupăm și zonele celelalte respective când avem clienți de un nivel în alte orașe, în Boca Raton, în Palm Beach, în Naples, am vândut și până în Tampa, Ritz-Carlton în Tampa am vândut și acolo. Ce vedete din România și-au cumpărat case din aici? Știu că nu-ți place să dai din casă. Nu știu. Nu știu asta chiar nu știu. Bine, ok. Atunci te întreb altfel. Câți miliardari români au investit în Miami? Minimum din ce știu eu că pentru oamenii care i-am avut 30-40. Deci mulți. Da, destul de mulți și mai sunt unii care așteaptă acum așteaptă oportunități de piață să se întâmple și ori case speciale, ori terenuri speciale, pentru că sunt oameni, unii oameni care vrea să cumpere o casă anumită, ori vrea să construiască. Vor să-și cumpere terenul ca să terenul, poată, da, să-și poată exact, construi casa viselor exact, lor da. Pe terenul și respectiv. Și trebuie o poziție anumită din punct de vedere geografic ca să aibă expunerea la apă și apusul de soare cel mai frumos. Minunat. Care este cea mai excentrică cerere pe care ai primit-o? Excentrică? Mm-hmm. Am avut un client care vroia o casă de închiriat pentru un chef. Care se rotea. Nu, era un party în timpul lui Art Basel și vroia să aibă și barcă și mașini de lux și vreo 5-7 modele pentru prezentări. Asta a fost cea mai mare o cerere diferită. Artistul îl
cheamă Romero Brito. Mm-hmm. Nu știu dacă îl cunoști. Știu, știu. Da? Și am și câteva statuete. E renumit, e renumit omul. El a început în Miami. De fapt, îl știu, știi de ce îl știu? Pentru că a colaborat cu Disney și, mm-hmm, bineînțeles că am fost cu filmul la Disney, da, deci da, atunci da, am cumpărat pe Mickey. Da, da, da. În acum colaborare cu Romero Brito. Are foarte multe produse și face lucruri foarte frumoase. Pe COVID toată lumea a suferit. Toată lumea. Dar Florida cumva a înflorit, pentru că guvernatorul Floridei, DeSantis, a ținut Florida cât se poate de liberă în comparație cu restul lumii. Din punctul ăsta de vedere a fost niște norocoși. Da. Și toată lumea, mulți oameni din America, din restul statelor Americii, au decis să se mute în Florida, dar și oameni din restul lumii. Se construiește pe măsura migrației? Da, adică din ce am văzut eu, sunt foarte multe orașe care sunt dispuși la proiecte de construcții și de turnuri și de case și de comunități, nu numai aici, dar în tot statul de Florida. Există planuri de investiție pentru următorii 10-20 de ani? Da, Downtown Development Authority pentru Miami are un plan anumit să redezvolteze tot downtown area și coridorul respectiv. Fac autostradă nouă, un pod care o să fie splendid, exact în zona unde suntem acum. Noi acum suntem la Waldorf Astoria. Da, acum suntem la Waldorf Astoria în downtown Miami, care este vis-a-vis de la arena unde joacă basket Miami Heat și de la Bayside Marketplace, unde este concertul de ultra... care a fost săptămâna trecută. Da, care exact, săptămâna trecută, corect. Și coridorul ăsta a fost... pus în redezvoltare, au înălțit, dublat înălțimea de clădiri, uh-huh, unde ai codurile de construcție. Uh-huh. Sunt dezvoltatori care o să bagă undeva la vreo 4-5 miliarde de dolari, numai în zona asta respectivă de downtown Miami. Coridorul ăsta o să fie foarte dezvoltat din punct de vedere de magazine și mișcare pietonală. Wow! Da. Minunat! Nici nu pot imagina cum ar putea fi și mai frumos de atât. Adică este incredibil. Da, o să fie. O să fie. Aici mă mir totdeauna. Deci sunt 22 de ani de când m-am mutat și nu se oprește. În fiecare zi ai o clădire nouă. Se dezvoltă, da, incredibil, da, de repede, da, și de bine. Da. Ce înseamnă din punctul de vedere al taxelor să cumperi o casă în Florida? Eu știu că există un statut special în comparație cu alte state, nu? Da, sunt mai multe lucruri. Varianta, dacă este casa principală și o cumperi și ai mai mult, până în 500 de mii de dolari de profit când te duci să o revinzi, și e casa principală, nu trebuie să plătești niciun fel de impozituri pe profitul de 500 de mii pentru cuplu care este căsătorit. Uh-huh. Pentru persoană fizică individuală e 250 de mii. Altă posibilitate este un alt caz de investiție care se cheamă 1031 Exchange, unde ai posibilitatea să nu plătești taxele la vânzarea respectivă atât timp cât reinvestești minimum prețul de vânzare ori mai mult în altă proprietate în timp de 6 luni. Uh-huh. Deci nu plătești niciun fel de impozituri pe profitul respectiv și poți să continui să rulezi treaba asta cât vrei, până la sfârșitul sfârșitului. Și poți să o pui într-un trust și trustul respectiv plătește taxele, ori copiii tăi plătesc taxele la timpul respectiv.
Am înțeles că în funcție de investiție există și posibilitatea primirii rezidenței sau unui green card? Există așa ceva? Da, sunt vize, este viza, se cheamă EB-5. Și viza EB-5 are... Adică green card, este EB. Da, exact. Este, ai condiția ca soț, soție și copiii sub 21 de ani să devină rezident. Și după aceea... Dacă achiziționează o casă, de câți bani? Nu, nu este casă, este investiție. Aha. Trebuie să fie investiția de 800 de mii, pentru altele zone sunt în peste un milion de dolari. Și sunt aprobate de statul american proiectele care se duc la statul american și cer o anumită numere de vize pentru proiectul respectiv. Și oamenii pot să facă investiția la construcția proiectului, să bagă banii ăștia respectiv și au și posibilitatea să cumpere apartamente în plus dacă le convine. Am înțeles. Deci dacă ai un milion de dolari de investit, ai și posibilitatea de a primi green card sau rezidență în America. Da. Mi se pare absolut fenomenal. Da. Știu că tu oferi și, și consultanță. Da, adică noi facem și prezentări și rapoarte pentru cooperativ proiectele respective, ca să putem să ne dăm seama care sunt costurile pentru clienți din punct de vedere de impozituri anuale și întreținerea lunară. Mai mult de atât, avem clienți care se uită să construiești și le trebuie informații de costurile de construcție pentru proiectele respective. Ce sfat îi dea unui român care vrea să-și achiziționeze o casă sau un apartament în Statele Unite, în Florida, de fapt? Există neșansa cuiva de a se păcăli, de a pierde banii? Hai să zicem, totdeauna există o posibilitate, dar aici este foarte mică în state, pentru că ești protejat ca cumpărător de niște legi anumite. Banii care îi dai ca avans la proiect, la proprietatea respectivă, stau într-un cont de bancă care se cheamă un escrow account. Și escrow account-ul este neutral și este și asigurat. Deci banii nu se duc în mâna dezvoltatorului. Stau exact în contul ăsta neutral. Plus ai dreptul de inspecție, care poate să fie între 10 și 15 zile, cu dreptul să îți iei toți banii înapoi. Este adevărat că băncile americane oferă împrumuturi imobiliare turiștilor? Da. Împrumutul poate să fie undeva între 50-70% din prețul și valoarea proprietății. Dobânzile sunt undeva între 1% și 1,5% mai mare decât sunt pentru cetățenii americani. Superb! Tu unde ai ales să locuiești cu familia ta superbă? Noi locuim în South Beach și suntem acolo de foarte mult timp, de vreo 17 ani. Soția ta este din Ucraina și aveți împreună doi copii superbi. Ce alegeți să faceți de Paște? Acum o să ne ducem la Biserica Română și s-ar putea să ne oprim și la Biserica Ucraina. Exact, pentru că vreau să întreb ce tradiții respectați, în cont de faptul că tu ești român, soția ta este din Ucraina și locuiți în Miami. Da, diferența pentru noi este că suntem foarte apropiați de cultură unul de altul, numai limba e diferită și mâncarea și religia este la fel aproape, adică nu sunt foarte diferențe foarte mari, numai limba este. Ce limba vorbiți în casă? Engleză. Cu copiii mai vorbesc și română cu ei, ea vorbește și rusește cu ei. Au început să vorbească română sau rusește? Nu. Adică ei înțeleg, noi vorbim limba respectiv și ne răspund în engleză. Ce tradiții și valori românești ai vrea să le transmiți copiilor tăi? Faptul că dacă poți să te încadrești și să muncești, să fii harnic, bine și deștept, poți să faci orice vrei în țara asta. Adică nu este niciun fel de limită. Țara asta
are toate oportunitățile care poți să ai și posibilitățile care poți să ai din punct de vedere financiar. Nimeni nu te împiedică ori îți spune că nu poți. Atâta timp cât ești muncitor, da, și serios. Corect. Și open-minded, desigur. Corect. Pentru că, de fapt, da, limitele ni le creăm noi în, da, propria noastră minte. Corect. Unde te pot găsi oamenii care își doresc să lucreze cu tine, care își doresc să vină la tine și zică, Dan, vreau să cumpăr o casă. Cum te găsesc? Sigur. Unde te găsesc? MiamiRealEstateTrends.com. Dan, îți mulțumesc, îți doresc un Paște minunat, să îl sărbătorești în liniște cu familia ta superbă. Vouă la fel, dragilor, vă doresc o seară liniștită. Hristos a înviat din nou și noi ne vedem duminica viitoare aici la Canal 33 la Coffee and Cream. Seară liniștită!